Astăzi ne vom angaja timp de 24 de ore la faza de coastă și vom merge în diferite misiuni pe ocean. Ca angajat la faza de coastă, va trebui să ne asigurăm că tot ce se întâmplă pe apă este sub control și nu se întâmplă incidente. Și în caz că se întâmplă vreun incident, vom merge la fața locului și vom încerca să le rezolvăm. Pun pauză la videoclip pentru că vreau să mulțumesc abonaților săptămânii care apar chiar acum pe ecran și dacă vrei să apar și tu în următorul videoclip, abonează-te și lasă un like la videoclip. Suntem echipați, chiar acum o să mergem să ne luăm o barcă cu care o să ne deplasăm astăzi. Avem aici vreo 3, hai să o luăm pe asta, că e mai diferită. Așa. Ne-am luat barca, avem tot ce ne trebuie, tot ce ne rămâne de făcut este să așteptăm să primim o misiune și o să mergem la fața locului să o rezolvăm. Let's go! Opa, am primit o misiune, băieți, hai să o acceptăm. Ia să vedem ce trebuie să facem. Aparent a luat foc un iaht chiar în această locație. Nu mai pierdem timpul, mergem repede, repede acolo să vedem ce se întâmplă și încercăm să rezolvăm problema. Holy fuck, băieți, văd fumul de aici. Băieți, de bun, te-ți arunce cât mai repede acolo. Ok, băieți, văd iahtul, văd iahtul. Imediat o să ajungem. Ok, am primit și informații că va trebui să ne urcăm și să mergem să vorbim cu capitanul, să aflăm mai multe informații, ok? Hai să lăsăm barca aici și ne urcăm direct pe iaht. Haide, repede, repede, repede. Hai să vedem, avem chiar aici o scară, ne urcăm pe ea. Haide, haide, hai mai repede. Și dacă nu mă înșel, camera capitanului este sus de tot. Ok, hai să mergem acolo. Hai să vedem aici ar trebui să fie. Oh my god, sunt și oameni pe navă. Ok, pe acest iaht, hai să vedem. Mamă, ce fum e aici, holy fuck. Ăsta e capitanul, dar el este, hai să vorbim cu el. Ok, ne mulțumește că am venit. Și ne spune că vine un fum foarte puternic din camera motorului. Ok, va trebui să rezolvăm problema cât mai rapid, dar prima dată va trebui să ne asigurăm că în interiorul iahtului nu mai sunt persoane. Și în caz că sunt, va trebui să le aducem fix în această zonă de unde vor fi luate cu un elicopter și duse într-o zonă sigură. Am venit în interiorul iahtului. Mamă, cât fum e aici, holy fuck. Hai să vedem dacă sunt persoane pe aici. E cineva? Opa, e cineva în pat. Bă, ești bine, mă? Vedeți că s-a produs un incendiu. Haideți, ridicați-vă. Celelalte camere mai e cineva? Ia să vedem. Camera asta aici nu pare a fi nimeni, în asta altă. Nici aici, în baie, o fi cineva? Uite-l pe ăsta, e pe WC-ul. Domnule, să știți că s-a produs un incendiu, nu vreau să vă deranjez, dar ar trebui să ieșiți cât mai repede. Uite-l, bă, era pe WC-ul, bă, frate. A, s-a îmbrăcat totul bine, hai, duceți-vă acolo în zona sigură. Hai să vedem și în camera asta, mai e cineva, aici mai sunt două persoane, ok? Tocmai s-a produs un incendiu, sunteți bine? Haideți afară în zona sigură. Haideți, domnișoară, că vă duc eu, vă duc eu. Imediat o vom duce. Stați aici și hai să ne întoarcem și după domnul, că am impresia că nici nu se simte foarte bine și cred că va trebui să-l ajutăm. A, uite-l aici, uite-l aici, hai că vă ajut eu, domnule. Aolo, ce greu sunteți. Aolo, dacă ați mâncat bine, ați mâncat bine. Aolo, cred că aveți 100 de chile să moară aia. Dați liniști că vă duc eu, mamă, dar cred că o să am hernie după asta. Aolo, aolo, mai trebuie să urc și scările astea. Aolo, bă, frate. Haide, haide, haide că mai avem un pic. Holy fuck, stați aici, stați aici și aveți grijă cum mâncați. Mergem acum să-i luăm și pe capitanii, ok, haide. Haideți, domnilor, haideți, haideți cu mine. Mă duc aici eu repede, haideți. Stați aici și mergem și după celălalt capitan. Haideți cu mine, perfect, haideți, haideți. Acum hai să mergem în camera motorului să vedem care este problema acolo și încercăm să o rezolvăm. Ia să vedem. Ok, este camera motorului. Holy fuck, uitați, a luat foc un motor. Cred că motorul ăla. Ia să vedem, trebuie să găsim neapărat un extintor. Ne-l arată pe hartă. Ia, ce-s astea? Aici, aici este extintor. Imediat aici pe părete, ia să vedem. Ah, uite la aici, uite la aici. Și hai să încercăm să stingem repede focul ăsta de aici. Hai să ne grăbim, hai să ne grăbim. Un acolo sus l-am stins. Stins și jos, let's go, boys, let's go. Holy fuck, am salvat lumea de pe iac și am stins și incendiu. La această misiune ne-am descurcat destul de bine. Hai să mergem la următoarea să vedem ce o să mai întâmpinăm. Let's go. Să vedem, băieți, am primit o nouă misiune, o acceptăm. Și hai să vedem ce va trebui să facem. Va trebui să mergem în portul din Los Santos. Ok, și va trebui să escortăm această barcă. Ok, hai să mergem repede acolo să vedem ce trebuie să facem mai exact. Ia să vedem, băieți, am ajuns în jos, suntem chiar aici la port. Hai să vedem ce barcă va trebui să escortăm. Ia să vedem, aici ar trebui să fie, este sau submarinul ăsta va trebui să escortăm, băieți? Holy fuck, ok, ok. Ia să vedem, ăsta e, nu? Va trebui să ne asigurăm că nicio barcă nu se va apropia de el. Hai să vedem, deci imediat ce vedem o barcă va trebui să o redirecționăm să nu se apropie de acest submarin, ok. Opa, văd o barcă, văd o barcă. Hei, 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 la o parte, la o parte. Na, nu veniți bine încoace. Ocoliți-ne, așa, așa, hai. Hai, mai repede să nu vin la voi. Perfect, perfect, păi ăștia i-am îndepărtat. Ok, băieți, ăștia pleacă. Hai să fim atenți să nu mai vină vreo barcă. Și din spate trebuie să ne uităm. Ia să vedem până unde va trebui să mergem. Ia să ne uităm. A, până aici? Holy fuck, super aproape, gata, am ajuns la destinație, băieți. Da, este perfect, am deprins și această misiune, super ușor a fost. Hai să trecem la următoarea misiune să vedem ce va trebui să facem. Let's go. Opa, o nouă misiune, băieți, o nouă misiune. Ia să vedem, o acceptăm. Și hai să vedem ce va trebui să facem. Va trebui să mergem în această zonă pentru că aici s-a răsturnat o barcă. Ok, hai să mergem repede, repede. Hai să mergem cât mai repede acolo să încercăm să rezolvăm problema. Am ajuns în zonă, băieți, hai să căutăm prima dată barca să vedem unde este. Momentan nu o văd pe aici. Băieți, cred că am 10 minute de când îi caut în continuu și tot nu i-am găsit. Holy fuck, nu vine să cred așa ceva. Dar o să continui căutarea, nu o să mă opresc. Ăștia sunt, băieți, cred că ăștia sunt.
Holy fuck, uite pentru cine am venit eu aici, erau la fix la mal, erau. Asta e acum, dacă m-au chemat, îi ajutăm. Mergem după ei, îi luăm direct în brațe. Haideți încoace cu mine, nu mai stau să mă chinui cu voi. Uiteți-vă că eu aici stau în picioare, uite pe cine m-a chemat pe mine. Vino bă și tu, că deja mi-ai făcut nervi. Să uite, ești un barcă, teoretic ar mai trebui să fie unul, ia să vedem. Știți bă, unde e prietenul vostru sau? Ha? N-aveți idee, ha? L-am găsit și pe ăsta băieți, stați așa, că l-ajutăm și pe ăsta. Îi dăm un colac, ia bă frate, un colac, vino încoa. Hai încoa, hai încoa, vino încoa, vino încoa, vino încoa. Hai, urcă-te încoa. Și ăsta la fel, era fix lângă mal și m-a chemat pe mine. Aia e acum ce să facem. Și acum hai să vedem, va trebui să îi ducem fix în această locație, la această iconiță. Ok, hai să mergem acolo. N-am văzut eu bine pe harta, aparent aici va trebui să îi ducem, băieți, fix la această iconiță verde. Perfect, am ajuns, parcăm barca aici. A venit și ambulanța să ia pe cei trei, ok, îi vedeți acolo pe domnii paramedici. Îi lăsăm pe domnii paramedici să se ocupe mai departe, din câte vedeți l-a băgat acum în ambulanță și să se ducă cu el la spital. Noi ne întoarcem la jobul nostru și hai să vedem ce misiune o să mai întâmpinăm astăzi. Let's go. N-am plecat bine și deja am primit o nouă misiune, o acceptăm și hai să vedem ce va trebui să facem, unde mergem. Deci din câte am înțeles, s-a pierdut semnalul cu o barcă și nu mai poate fi găsită. Ultima locație a fost aici, hai să mergem să căutăm noi. Ușor, ușor ne apropiem de ultima zonă în care au fost detectați, dar văd acolo în îndepărtare ceva. Ori fi ei? Habar n-am. Hai să mergem acolo repede să vedem ce se întâmplă. Cred că au tras cu un flare gun ca să îi vedem. Cel mai probabil ei sunt. Hai să vedem, mai văd acolo o barcă. Uite, uite, au căzut din barcă. Holy fuck. Stați așa, stați așa, îi aruncăm repede un colac domnului. Prindeți. A prins, a prins. Așa că îl tragem încă. Ha, nu l-a prins. Ha, naibii să fiu. Haideți că am venit eu să-l iau pe domnul. Repede, repede, îl ducem la barcă. Mamă, dar sunt valurile foarte mari și mi-i îndepărtează barca. Holy fuck. Imediat, hai că notăm, notăm, notăm și ajungem la ea. Îl urcăm pe domnul pe barcă. Să fim foarte atent să vedem dacă îi vedem pe aici. Cu această barcă au fost ei, ce mai probabil au căzut din barcă sau habar n-am. Ha, uite-l și pe celălalt, uite-l și pe celălalt aici. Haide, poți să te urci în barcă. Hai că te ajut eu, stai că te ajut eu. Până acum nu te panica, nu te panica, e bine că au avut veste de salvare. Hai să ducem și pe domnul pe barcă. Haideți. Și mai este doar o persoană pe care va trebui să o căutăm. O văd cumva pe aici? Ha? Nu văd, nu văd. Am găsit, băieți, l-am găsit într-un final și pe el. Stați așa, mergem să-l luăm și pe el. Iar aruncăm colacul, ia să vedem, îl prinde. Îl prins, bă? Hai că m-ai prins pe mine. Stai că vine, steau. Mamă, dar și tu ești greu, ai mâncat bine de sărbători, ha? Ești tu pe barcă, mă sui și eu și haide să vă duc la mal. Ia să vedem unde trebuie să-i ducem. Ah, tot acolo, în aceeași locație, perfect. Am ajuns, stați liniștiți, nu vă panicați. Stați așa, imediat, parcăm aici barca, ok. Ok, perfect. Let's go, băieți, o misiune îndeplinită. La fel a venit ambulanța să ia pe cei trei. Și hai să continuăm cu următoarea misiune. Și deja am primit o nouă misiune, o acceptăm. Holy fuck, unde va trebui să mergem, bă, băiatule. Mamă, este super departe, nu mai pierdem timpul. Mergem direct acolo să vedem ce va trebui să facem. Let's go. Ia să vedem, băieți, am fost în zona respectivă. Ne-am întâlnit iarăși cu submarinul pe care l-am escortat. Din ce am înțeles, prin stație va trebui să chemăm și un elicopter pentru suport. Uitați-l că și vine și va trebui să ne urcăm pe acest submarin. Hai să vedem. Se deplasează destul de repede, așa că trebuie să ne urcăm repede, repede. Repede, 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 repede. Uite, bă! Ha, n-am nimerit din prima. Holy fuck. Ne urcăm iarăși pe barcă și mergem după el, mergem după el. Mergem puțin mai în față, ne ducem puțin mai în față și acum hai să coborăm. Repede, repede și sărim direct pe submarin. Ia să vedem. 3, 2, 1. Let's go. Am reușit. Haide. Haide. Încă un pic. Perfect, let's go. Holy fuck. Mi se pare mie să e destul de mult fum aici. Ia să punem noi masca de gaze. Ia să vedem, e cineva pe aici. Ar trebui să găsim pe cineva. În camera asta aici nu e nimic. Avem și scări, ok, o să mergem și mai sus. Aici este, ok, hai să o localizăm. Cred că va trebui să urcăm la etaj. Aici? Ia să... Domnul, dumneavoastră sunteți? Haideți cu mine, haideți cu mine. Nou suport medical pe submarin și va trebui să-l ducem noi. Ok, ok. Mamă, dar să știți că a spus câteva chile în plus, acum nu joacă. Haideți să ieșim. Și va trebui să ne urcăm cu domnul în elicopter. Hai să vedem, hai să vedem. Am urcat victima în elicopter pentru că o să fie dusă la spital, iar noi o să ne continuăm misiunea. Let's go. Aici se termină ziua noastră ca angajat la paza de coastă. Eu o să vă las în stânga mea un octoclip super, super tare. Eu am fost Mario și v-am pupat. Pa, pa! Like it's game time.